Toți nevile de pădurare îți vine azi la Chișinău. Fără și săbralea. Că de la Edenes nu numai Neva, dar și Volga au venit. Câți pădurari. Iar Raionul a venit la adunare. Și adunare azi 17 aprilie. Dacă și ne gândești cu groază la sărbători. Care de plătit factura enormă, care depășește probabil veniturile lunare. Să-ți duc să cerșească sau să fure. Și banii sunt puțini. Și apa amas. Unii își cumpără panetone, dar alții se gândesc și să mai mănânci. Și cuț. Ai dus pomeni? Sunt unii și fără uniforme. Șoldănește o rup din gară. Ei s-au lămurit. Nici pomeni nu mai dau nimic. Gata, la revedere. Noroc. Transmit salutare de la nevastă mea, care ați fost colegi. Mă bucur. La dumneata, ce funcție ai la serviciu silvic? Poate? Ce funcție ai la serviciu silvic? De ce? Strângi pomenele și faci lista? Poate? Ce funcție ai, zic, acolo? Dar de ce mă întrebați? Așa, sunt curios eu. Care e problema? Vreau să știu. Nu, nimic până acolo. Cine ești la lucru acum? Poate? Cine ești la lucru acum? Eu să lucru. Da? Da. Ce, în parcarea Maiului? Dar ce are una cu alta? N-are Vă doresc succesuri. Bine. Și salutări neveste. Și eu și-a luat telefon nou sau și vrea. Nu știu. Știu. Amul vine de sărbători și trebuie. Și dacă e de la pepin și nu poate să fie nesămțită. Poate să fie, zice, dacă crezi. Și faci liste, da? Nu, de ce îmi vreau. Alo. Am văzut o fotografie la mașină personală. Hai să arată, ai văzut un câine frumos? Uh-huh. Hai să-l arată. Am înțeles că ai filmat acum nu de mult un Volkswagen cu numere de trășeni? Da, îl filmez chiar pe bărbat acum. Păi ia că este. Și cățelul îl filmez, da. Păi și ați văzut cutia cu lucruri, care e problema? Ce trebuie probleme de mers să-mi faci. Dar ce aveți de gând să-mi faceți probleme voi? Nu, Oleg. Eu încerc să-mi pun legalitate. Eu încerc să-mi pun legalitate. Am cărți și am ăsta. Care tu ce crezi că fac tăi nevile? Pădurarilor venite la Chișinău azi. Dar ce fac? Nu fac nimic. Unii să aduc pomeni la șef? Hai, eu te rog așa un coleg. Deci eu adus pomeni la șef? Sau și crezi că fac ei? Ce fel de pomeni, Oleg? Tu ai văzut că-s cărțile mele? Care eu zic că bărbatul ar trebui să-și găsească altceva de lucru, că acum ce face el e nedemn și alimentează corupția. Îmi pare rău că am așa, colegi. Sănătate. Da. Hai, eu te rog, nu. Că... Nu mă ruga, că asta înseamnă trafic de influență. Ceau. Ai văzut ce-i filmat? Am văzut, da. Bravo, bravo. Am văzut și în Niva, ce e o grămadă de pomeni. Ce are mă poate? Tot e în regulă. Ne-a luat împrinire, nu? Sau numărai, sau comparai, nu dai mai mult. Asta-i treaba voastră, de-am vine poliția și CNI-ul. Cohuie, blede, e din nahoi. Băi, poliția e pe fir, amuia, ai să răspuns. Poliția e pe fir. Ce ne-au? Ce ai acolo? Pește ai? Pește și carne de vânat? Vine poliția. Stai liniștit că am ușa să răspund și pentru asta. Vine poliția. Gata, am chemat poliția. Am chemat poliția. Nu-i mașina mea tare, e mașina de serviciu. Și ce dacă e de serviciu? Gata, vine poliția și te lămurește, muș. Asta e. Asta, da. Bun. Du-te și caută-ți nahui de lucru, bleaș, nu. Da, bun, bun. Am ușa să răspund. Păi du-te de aici, nu lasă să spun. Eu nu vreau să mă duc aici în spațiu public. Așa.
Poliția deja dar știe. Dar de ce, ce drept ai tu să filmezi mașina? Poliția deja știe. De ce ai drept să filmezi mașina? Că stai la televizor. Dar până n-am pus, 15 sau 16. Aveți azi la Mult Silva vreo întrunire cu pădurari? Nu. Astăzi la noi doar sunt prezenți directorii gospodăriilor silvice care prezintă darele de seamă pentru trimestrul 1. De asta sunt mașini de pădurari, nivele din toate raioanele, nu, în jurul Maiului. Dar de ce aici, au venit dar ele? Nu, aici este discuția despre 3-4 întreprinderi care prezintă darele de seamă. Eu am văzut cel puțin 5 nive posibil din raioane care s-au de pădurarilor. În unele dintre ele am văzut carne de vânat, pește, care au fost viu până mai ieri. Nu, asta nu-i braconaj? Așa ceva nu vă pot lămuri sub nicio formă. Din considerentul că astăzi sunt invitați aici, gospodările care prezintă darele de seamă. Ei poate să vină cu pomeni, cu nu, dejde? Nu. Dar dacă nu vin, ar nu fi ilegal? Nu, ar fi ilegal în general. Lucrurile este aici de mulți ani de zile nu se practică, de zeci de ani nu se practică. Sunt niște lucruri care au plecat în istorie. Vedeți cum... Dar ei au venit cu vânat și cu pescuitul celălalt la piață să vândă sau de ce la un pot bagaj? Că am filmat în varianta când vor fi depistați sau ceva, trebuiește întreprins măsuri respective, fiindcă vânatul în general e interzis și nu poate fi discuții despre care mai vânat. Alte chestiuni ilegale urmează să fie... Și pescuitul de la 1 aprilie era oprit. Și pescuitul și vânatul urmează să fie investigate în cazul când se fac careva lucrări de tipul ăsta. De exemplu, mașina de la Hâncești am văzut. Mașina de la Hâncești urmează de văzut, de discutat, de văzut care este în general Hâncești astăzi sunt conform graficului prezența aici cu darea de seamă. Cât privește alte acțiuni, dacă sunt întreprinse, urmează să fie discutate. Bună ziua! Bună! Nu ți-e greu să mă ajut. Așa și repede ai terminat munca? Urează zi ultra scurtă. Ai, nu-i frumos. Ei, știu eu și-i frumos, că-s artist. Gata munca, domn pădurar. Nu că la soția să te râi de la casă, nu? Am înțeles. Ai lăsat munca să ajut soția și fiica să-și cumpere ceva de la tine. Acolo... Sac, da? Am înțeles. Ceva? Astăzi de la unghin. Tot cu pomeni au venit. Oho. Multi pomeni și ce au are aici? Tot pește și vânat. Oho. Oho. Nu, dar sper să găsesc. Dar dumneata ce cauți la Chișinău? Ce cauți la Chișinău? Am venit în ospiție. Ei, ospiție cu mașina de serviciu. Nu știți că mașina de serviciu. Cine nu știe că astea sunt mașini de pădurare? Da, de ce este? Mașina din Italia personală? Da. A, și pachete, ai venit să trimiți în Italia. Da. Cadouri, da? Am venit la soție. Clar. Nu ești la lucru? Nu e la lucru. Ia că-ți venit, că ai venit cu
за что она уходит? Она вернет эти деньги, она напишет письмо. Ce ești de la Nin? Cu Opelul. Ăștia ești de la Unghie. Cu Merțanu. Tare ești derutat, țărași. La ei în oraș nu e atât aglomerat. Și atâta lume cu camera de filmat. Dar aici unde te întorci, dai de bregă. Și apa mă, să nu mai poți să vii cu un poclon la șefi. Liniștit. Ca încă o mașină de Unghieni. De pădurare. Verzuie. Tot cu pomeni. În cutii. Sărași. Mânșesc, nu se joacă. Spetesc. Oho, e plină cadouri. Și asta. Asta. Dar e altfel îți crește. Moldoveni, deci corupți, balcanici. Am vrut să preluăm pachetele, dar cu atâția martori e cam greu. Dacă e legal, de ce nu-i transmit? De ce nu iei pachetele dacă e legal? V-ați rușinat de o cameră. Tu ai mașina dumitale? Da. Alo. Privată? Cel de la Crincești s-a întors. Pădurare unii ca la cumătrii, cu nevestele. Ujasnă. S-a de la Unghieni s-a rușinat și o șterge din gara. Bucuros că noi am filmat mutra până acum. Dar și apă cursă de sub ei și aia. Nervos? Parcă e Radu Baranu. Nu cumva deși la bot. Mașini de la Unghieni pline, pline cu pachete, cu cutii. Nu avem un loc de parcare unde am putea să stabilim una, doi. Nu vă pot răspunde la întrebările respective, de simplu considerent că nu cunosc așa.